Trei cuvinte magice Cheia către putere, pace și plenitudine De Iul S. Anderson Lectura Cosmin Șofron Lui Shri Orobindu, a cărui torță mi-a luminat calea Cuvânt înainte, aceasta este o eră a incertitudinii, un timp al tulburărilor emoționale și al instabilității psihice. Este era în care omul, survolând universul de la înălțimea realizărilor sale materiale, își vede lipsa de însemnătate în comparație cu stelele, înțelege cât de fira vă e puterea sa în raport cu forța atomică. Sunt timpuri în care omul în graba sa de a stăpâni elementele și de a pune hățuri energiilor naturii, a ajuns suficient de departe pentru a ști că a luat-o pe căi greșite în ceea ce privește propria lui siguranță: căci nu există siguranță în mașini sau electricitate, în electronice sau în putere atomică. Ce sunt eu? De ce am apărut? De ce sunt aici? Încotro mă îndrept. Acestea sunt întrebările la care Sufletul omenesc cere un răspuns. Ecourile lor răsună în cabinetele psihiatrilor, în unitățile penitenciare, în casele de nebuni, de depravați, de răufăcători. Plânsetele lor îndurerate se aud pe câmpurile de luptă în familiile noastre dezrădăcinate, în fiecare ruină a oricărui oraș ars sau prădat care a existat de când omenirea a trăiat legăturile cu Dumnezeu, cu speranța și cu realitatea divină. Căci omul nu este un animal care trăiește pe pământ doar o zi, o ciudățenie a existenței într-un haos total. Nu există suflet omenesc care într-un moment de singurătate să nu și întindă degetele timide ca să l atingă pe Dumnezeu. Nu există circumstanță, întâmplare sau eveniment fără cauză, iar acest lucru este valabil și pentru om. Toată această stăpânire a elementelor și a puterilor naturii, această creare de bogăție materială și de posesiuni nu reprezintă decât dorințe trecătoare, lucruri de moment. Omul se naște gol, și gol pleacă din această viață. Singurul lucru cu adevărat important din timpul existenței sale pe pământ este descoperirea propriului suflet. Omul nu înseamnă doar trup. Nici o ființă umană nu poate trăi, raportându-se la sine ca fiind doar o apariție întâmplătoare ciudată într-o circumstanță ciudată. Omul înseamnă spirit, fără doar și poate. Omul este esența unei inteligențe superioare care ghidează și controlează universul. Omul trăiește în această inteligență, este parte din ea și întru totul ea. E mărunt precum existența sa pământească și măreț precum existența sa spirituală, pentru că inteligența din care provine este cea mai măreață dintre toate, mai măreață decât distanța pe care se întinde spațiul cosmic mai măreață decât puterea ce ține planetele pe orbitele lor. Iar această inteligență e dată omului ca să o folosească cum crede de cuvință. E un dar de la Dumnezeu, e lumină divină și nu e refuzată niciunui om, doar dacă nu și-o refuză el însuși. Din cartea Trei Cuvinte Magice, intitulată inițial Cheia către Putere, vei afla despre puterea nelimitată pe care o deții. Vei învăța cum să faci ca această putere să lucreze în favoarea ta, aici, pe pământ, pentru a-ți face viața măistuasă și debordant de bună. Trei cuvinte magice nu este o religie, o sectă sau o societate, ci o serie de eseuri care îți vor arăta puterea pe care o ai asupra tuturor lucrurilor. Vei afla că există un singur lucru care pune în mișcare tot ce înseamnă creație, iar acesta este gândul. Vei afla că există doar un singur creator, mintea subconștientă universală sau Dumnezeu. Vei afla că acest creator creează pentru tine exact ceea ce gândești și ți se va arăta cum îți poți controla gândurile, nu doar pentru a obține răspunsuri la problemele tale, ci și pentru a obține exact ceea ce dorești. Nu vei face asta într-o zi sau o săptămână și nici chiar într-o lună. Dar o vei face dacă îți vei păstra credința. E nevoie doar de câteva minute în fiecare zi, câteva minute, care te vor răsplăti cu perspective de viață mai bune, cu o mai mare speranță și promisiuni la care nici n-ai visat. Există o cauză. Există un motiv. Există o putere mai presus de tine, din care faci parte și pe care o poți folosi să-ți faci viața bună, minunată. Viguroasă și îmbelșugată. Capitolul 1. Lacătul. O, ridică-ți ochii către cerul nesfârșit, eliberează-te din strânsoare, liber să fii, fă să înceteze șoaptele acelui de ce infinit. Cu sunt și am fost, și mereu eu voi fi. Prelucrarea lacătului. Undeva, într-un oraș comună sau sat, chiar în clipa asta se naște un copil. Undeva, un spirit pur capătă o formă. Și chiar în momentul ăsta, lacătul ia formă. Divinitatea e nicovala ce prelucrează acest lacăt pentru că e memoria minții subconștiente. Lumină, sunet, disconfort, durere, asprime, umezeală, foame, mirosuri, toate influențează memoria subconștientă, șlefuind lacătul ce zăvorăște poarta către infinit. E ceva de o potrivă trist și frumos în legătură cu asta. E trist să vezi spiritul negându-se pe sine însuși și e frumos pentru că autodeterminarea e frumoasă pentru că fiecare copil care se naște în acest moment e liber, liber să-și aleagă destinul, liber să descopere sursa existenței sale și imensitatea puterii pe care o are. Obiceiurile gândirii false De ce ai putea să te întrebi Duce omenirea o viață mohorâtă și lipsită de culoare, preocupată doar de teamă, frustrare, nesiguranță. Care este sensul acestui plan în care ai fost târât fără voia ta și din care vei pleca în curând? Un microb într-un microcosmos, o particulă într-o particulă, o sclipire dintr-o rază de lumină. Aceste gânduri sunt produse de mintea conștientă și n-ar putea fi altcumva. Doar mintea conștientă își amintește începuturile și privește mai departe către propriul sfârșit. Lumea, spune Wordsworth, E prea mult împreună cu noi. Circumstanțele ne modelează destinul, și n-ar trebui să fie așa. Există, însă, o resursă care poate ridica sufletul omenesc deasupra tuturor circumstanțelor, însă sunt așa de puțini cei care o folosesc. Ție e cunoscută povestea acestui om? Născut în San Francisco în 1906, din părinții migranți, John Jones a crescut în condiții modeste. Tatăl său, muncitor, a fost recrutat și ucis departe de țară în timpul primului război mondial. Așa că, John, copil încă, a trebuit să muncească pentru a-și întreține mama și pe cei doi frați mai mici. Era lucrător cu ziua și în fiecare săptămână îi dădea mamei sale banii câștigați. Mai târziu, când frații lui au crescut, a continuat să muncească cu ziua, cu toate că și aceștia erau capabili de acum să-și ajute mama. Credea că e incapabil să facă altceva și a dat vina pe soarta nemiloasă pentru viitorul său ratat, personificată în resentimentele față de mama sa. La 42 de ani a fost diagnosticat cu o tumoră. A fost nevoit să stea la pat, parțial, paralizat, până la 48 de ani, când a murit. Să fie oare acesta unul dintre copiii cărora tatăl să le încredințeze de bunăvoie împărăția sa? Seamănă oare cu un spirit liber, extins în puterea cosmică a conștiinței? Cu siguranță nu. Nici multiplicarea lui John Jones de milioane și milioane de ori nu face asta. Și totuși, John Jones a folosit aceeași putere precum Einstein, Homer, Platon, Lincoln, Emerson și Buddha. Obiceiurile de gândire ale minții conștiente i-au modelat lui John viața. A crezut că e prizonierul circumstanțelor, și a devenit unul. Așa că, atunci când circumstanțele s-au destrămat de la sine, nu și-a putut abandona concepțiile cu privire la locul său. A adunat resentimente la adresa mamei sale, până când acestea au crescut în el sub forma unei tumori care i-a luat viața, de parcă și-ar fi dorit ca viața lui să înceteze prin propria atitudine de om învins. Obiceiurile conceptuale ale minții conștiente sunt cea mai mare barieră pe care un om o poate pune în calea autodescoperirii sale. Același tip de putere face și bine și rău. Dacă ai participat vreodată la o competiție sportivă, ai văzut că pe ușa de la vestiar scrie: O echipă care nu va fi învinsă, nu poate fi învinsă. Și știi că echipa care a înțeles însemnătatea acestui înscris a fost învingătoare Dacă ești om de afaceri, ai auzit spunându-se Gândește măreț, acționează în stil mare Și știi că omul care acționează în virtutea acestor premize face lucruri mari Dacă faci parte dintr-o familie, ai văzut ce miracole face puterea credinței În caz de boală, insecuritate financiară, la naștere, la moarte, la toate evenimentele vieții dacă ești membru al unui grup religios organizat, ai văzut ce putere extraordinară are o rugăciune. Dacă te-ai confruntat cu vreo criză vreodată în viața ta, știi că sinele tău calm s-a transformat în sursă de lumină care te-a răsplătit pe dată cu un răspuns la problema ta. Toată lumea a simțit această putere într-o măsură mai mare sau mai mică. Nu este atât de bine ascunsă încât să nu o poată atinge oricare ființă umană de-a lungul vieții. Totuși, în mod ciudat, vasta majoritate a umanității o consideră doar o circumstanță norocoasă, o coincidență, un pic de noroc. E important să ți amintești în fiecare zi a vieții tale că aceeași putere care ți aduce noroc, îți aduce și ghinion după cum te folosești de ea. Singurul motiv pentru care aduce atât de puțin noroc unei mase atât de mari de oameni se datorează faptului că aceștia nu știu de existența ei o folosesc sporadic și greșit. Concepția lor despre ei înșiși e blocată în mintea subconștientă. Tot atât de sigur ca și mișcarea de rotație a pământului, viitorul le este stabilit în funcție de aceste gânduri și concepții. Singurul mod prin care se pot elibera pentru a atinge succesul și fericirea este să ajungă la adevăr, să desfacă lacătul, să descopere secretul. Mintea care nu doarme niciodată. Poate că nu știi sau nu înțelegi cu adevărat că mintea unui om nu înseamnă doar memorie și rațiune, așa cum o exercită el când se află în stare conștientă activă. Există în ființa umană o minte care nu doarme niciodată, constant activă, cu neștiute resurse după care nu s-a forat niciodată o minte de o capacitate infinită și o putere care n-ar putea aparține doar unui om. Aceasta este mintea subconștientă, delimitată precis de mintea conștientă. Apariția psihiatriei ne-a arătat multe despre mintea subconștientă. Știm, de exemplu, că memoria ei e perfectă, nu doar a faptelor importante, ci și a oricărui aspect, detaliu și întâmplare trăite vreodată. Psihiatrii competenți pot pătrunde în subconștientul pacientului din urmă cu 20 de ani, scoțând la lumină o scenă de când acesta avea 6 ani. Și iată, scena se dezvăluie în culori, sunete și detalii care nu ar putea fi înregistrate pe o peliculă fotografică. Cântecul unei păsări care se pierde în aerul verii, foșnetul delicat al frunzelor de arțar care cad uscate pe iarbă, zgomotul îndepărtat al unui tren, o grimasă. Mișcarea unei persoane, cuvinte, inflexiuni, toate cu exact același impact emoțional. Și totuși, există o scenă pe care mintea conștientă a uitat-o de mult. Explorarea subconștientului Psihiatria preocupată cu refacerea sănătății mentale a oamenilor, a mers de-a lungul parcursului temporal al minții subconștiente căutând puncte emoționale dureroase pe care să le expună apoi minții conștiente a pacientului pentru ca acesta să poată înțelege cât de neînsemnate sunt. S-au înregistrat diverse grade de succes în refacerea sănătății mentale prin folosirea acestor metode, însă cu siguranță suficiente pentru ca procedura să merite. Uneori, din păcate, s-au produs dezastre când din subconștient a fost extrasă câte o informație blocată de către mintea conștientă. Conflictele emoționale stârnite au fost atât de mari încât pacientul a căzut pradă isteriei sau depresiei. Dar această scrutare a minții subconștiente a dezgropat un vast depozit de material necunoscut până acum. Sub hipnoză profundă, pacienții au descris sunete și împrejurimi pe care nu le-ar fi putut cunoaște decât în pântecul mamei. În aceeași manieră, au existat pacienți care au descris scene și perioade de timp pe care ar fi fost imposibil să le trăiască. O viață anterioară? Viața altei persoane? Transfer de gânduri? Poate că psihiatria a pus ocazional asta pe seama unui moment static din parcursul minții subconștiente, dar existența unui astfel de fenomen e indiscutabilă. Ce jucărie puternică, uimitoare, se dovedește a fi această minte subconștientă. Jocuri jucate în saloane sunt reproduse acum în laborator. Prezicătorii, cititori de gânduri, hipnotizatorii sunt puși la microscop după ce au fost măsurați, numărați, cântăriți, calculați, tabelați și paratabelați, s-a ajuns la aceeași concluzie. Mintea subconștientă este cel mai puternic instrument creativ din univers. Traversează spațiul și timpul, dă formă substanței, atinge culmile cunoașterii și există în fiecare om. Stăpânul și servitorul S-ar putea să te întrebi de ce, având un subiect inepuizabil ca acesta, ar mai trebui să ne aplicăm vreun pic asupra minții conștiente. Mică, insignifiantă, care își amintește doar câțiva ani, câteva întâmplări, care de-abia a învățat rudimente de gândire și e într-adevăr capabilă să facă față doar împrejurărilor imediate. Ne preocupă pentru că aici avem de-a face cu stăpânul și cu servitorul. Și, oricât ar părea de surprinzător, mica, mărunta minte conștientă, e stăpânul. E ca un buton care acționează un întrerupător, care funcționează ca o pârghie, care pornește motorul, care generează electricitate, care pune lumea în mișcare. Mintea subconștientă face exact ce îi spune mintea conștientă să facă. Respingerea declanșatorului durerii Aici e problema. Nimeni nu-și dorește în mod conștient să fie bolnav, să fie lovit de sărăcie, lipsit de iubire și de succes. Ar fi imposibil să găsești o persoană pe lumea asta care să-și dorească astfel de lucruri negative. Totuși, dacă ar exista cineva cu asemenea gânduri, e tot atât de sigur că și le-a comandat singur, pe cât e de sigur că există viață. Respectivul este victima declanșatorilor setați de către mintea conștientă în cea subconștientă. Aceștia au fost îngropați de mintea conștientă, așa cum un câine uituc poate să îngroape un os fără să-și amintească locul sau măcar faptul că a îngropat ceva. Acești declanșatori din mintea subconștientă sunt responsabili pentru cohortele de oameni nefericiți care îngroașă rândurile la psihiatru. Au produs mai multe pagube indivizilor și societății decât orice altceva. Au adus lumii nesiguranță, ostilitate, lăcomie, corupție și ură. Sunt corzile stricate ale unui instrument divin. Au făcut omenirea să nu mai fie pe aceeași frecvență cu infinitul sunt lacătele ce zăvărăsc poarta către autocunoaștere. De exemplu, Fred Smith e un copil nedorit. Când era bebeluș, primele lui încercări de a primi iubire de la mama lui au fost complet respinse. Pentru a face față suferinței, Fred Smith a dezvoltat o atitudine agresivă, arogantă în fața vieții. După ce a crescut, a uitat definitiv că și-a dorit dragostea mamei sale. Se mândrește cu faptul că nu are nevoie de nimeni și de nimic care să-l facă să se simtă împlinit, și calcă peste cadavre ca să-și atingă scopurile. Așa se naște un dictator sau un criminal. Fred Smith urăște viața pentru că primele lui încercări de a trăi au fost respinse. Acum doar refuză ce i-a fost refuzat. Nu se poate abține. În mod conștient, a uitat de mult care este cauza dar memoria minții subconștiente e perfectă. Amintirea durerii și declanșatorul îngropat acolo nu-i vor da pace. Omul împotriva lui însuși Așa cum a fost subliniat, psihiatrii și-au asumat răspunderea acestei probleme identificând declanșatorii din mintea subconștientă și expunându-i pacientului. De exemplu, doamna B vine la psihiatru plângându-se de migrene recurente. Investigațiile arată că aceste migrene apar de câte ori gătește la cuptorul cu gaz. Se dovedește totodată că doamnei B îi este frică de foc. Mergând înapoi pe parcursul temporal al minții subconștiente, psihiatrul descoperă că atunci când doamna B avea 2 ani, cuptorul cu gaz al mamei sale a explodat și de frică, mama doamnei B a scăpat o pe doamna B care a căzut în cap. Gaz, gazul explodează, începe durerea de cap. Iată așadar memoria subconștientă care declanșează migrenele doamnei B. De câte ori aceasta gătește la cuptor. Bineînțeles, marea majoritate a tratamentelor psihiatrice nu sunt chiar așa de simple ca acesta. Exemplul e oferit doar pentru a demonstra că existența declanșatorilor în mintea subconștientă este recunoscută la scară largă, precum și faptul că răul pe care îl pot face este nelimitat. Să luăm cazul unui bărbat sau al unei femei lovite de sărăcie și care are nevoie de bani. Indiferent ce ar face el sau ea, rezultatul e mereu același: bani puțini sau deloc. Se pare că pentru acest bărbat sau pentru această femeie, obținerea unei sume suficiente de bani este lucrul cel mai important din lume. Dar, indiferent de efortul depus sau timpul alocat acestui scop, rezultatul e sărăcia lucie. Bineînțeles, aici intervine declanșatorul nostru. Oricât de ciudat s-ar putea să pară, declanșatorul poate fi un lucru extrem de banal, ascuns de subconștient sub forma unei expresii auzite în copilărie. Nu vom avea niciodată destul. Gândește-te la asta. Mintea subconștientă crede că nu e niciodată destul și astfel manifestarea lipsei și a limitei va fi singurul lucru pe care respectiva persoană îl va cunoaște vreodată. Omul bolnav vrea să fie sănătos. Când nu e sănătos, e doar dovada existenței unui declanșator. În acest caz, mintea subconștientă adună expresii precum, e atâta boală în lume, sau m-aș fi putut descurca mai bine, dar sunt bolnav, sau, știi, sunt milioane de microbi periculoși în jurul nostru. Ce șanse să fie sănătoasă mai are o persoană cu asemenea declanșatori în subconștient? O persoană singură își dorește prieteni și iubire și totuși, indiferent de circunstanțe, nu reușește să atragă pe cineva sau să intre într-un cerc social. În lăuntul acestei persoane există un declanșator care anulează iubirea, cum ar fi, nimeni n-a făcut niciodată nimic pentru mine. Nu poți avea încredere în nimeni. Sau, oamenii vor să vadă doar ce pot stoarce de la tine. Sau, și mai rău, declanșatorul poate seta un sentiment de inferioritate, cum ar fi, nu ești destul de bun, nu valorezi nimic sau nimeni nu te iubește. Puternica minte subconștientă, transformă aceste credințe în realitate? Cine poate avea succes cu un declanșator subconștient care îl convinge tot timpul că oricine altcineva e mai bun decât el? Cine poate obține ceva cu un declanșator care îl convinge că orice realizare e deprisos? Cine poate ajunge în vârf cu un declanșator care îl face să creadă că nu e în stare de nimic? Răspuns, nimeni. Pentru că mintea subconștientă este marele creator și creează exact ceea ce îi se spune. Stăpânirea artei de acoase Din fericire, poți alunga chiar tu acești declanșatori ascunși. Mai mult, înțelegând legile și dinamica vieții, poți îndepărta cauza lor, pentru ca ei să nu te mai poată îmbolnăvi. Iată un fapt de natură să te liniștească. Nimic nu e imposibil pentru mintea omului, pentru că mintea conștientă controlează mintea subconștientă, iar mintea subconștientă este atotputernică. Fiecare aspect, circumstanță și manifestare a vieții tale poate fi schimbată pentru a se potrivi dorințelor tale conștiente. Ai nevoie doar de două lucruri. Să știi că frica este dușmanul tău și să înțelegi blocajul pentru că frica duce la blocaj, iar blocajul există în mintea subconștientă sub formă de declanșatori plasați aici de mintea conștientă. Astăzi, odată cu acest prim capitol, îți cerem să începi să deblochezi lacătul. Îți cerem să-ți elimini din minte toate aspectele legate de locul în care trăiești, cel în care te-ai născut, tot ceea ce ai făcut până acum și circumstanțele în care te-ai aflat. Îți cerem să te concentrezi doar asupra unui lucru: spiritul tău. Acest tu adevărat, această inteligență conștientă ascunsă în spatele ochilor tăi, nu are vârstă, formă și întruchipează toată gloria și măreția care au existat vreodată. Nu este un nume sau un job sau o casă și, într-adevăr, nu are legătură cu nicio situație sau circunstanță. Pur și simplu, există. Insistă pe asta, nimic mai mult. Eu sunt. Niciodată n-au fost alăturate două cuvinte mai magnifice. Eu sunt. În acest minut. Acum. În tot timpul care a existat vreodată. Ai o singură minte și trebuie să o folosești. Ești Spirit pur turnat în formă umană ca manifestare a unei inteligențe divine, iar scurta ta existență pe această lume ajută la îndeplinirea planului divin. Fiind spirit pur, ești parte a unicei inteligențe care există și poți profita de puterea și înțelegerea acesteia. Există doar o singură inteligență, o minte comună în toată creația și toată lumea e parte din ea. Transferul de gânduri, Hipnotismul, clar viziunea, sunt doar câteva exemple ale faptului că utilizăm aceeași minte. Fiecare carte a fost scrisă de același autor, fiecare clădire, fiecare pod au fost construite de același inginer, fiecare pictură a fost pictată de același artist, fiecare sonet a fost compus de același poet și toată muzica a fost concepută de același muzician. Tu și vecinul tău, noi, toată lumea suntem unul. Așa stau lucrurile. Mintea universală, care curge prin noi toți, nu cunoaște limitări sau blocaje și pentru ea nimic nu e imposibil. Caracteristica ei dominantă, grozavă, e creativitatea. Cum în ea stau toate cunoștințele, toată substanța și toată puterea, nu-i rămâne altceva decât să creeze. Și creează exact lucrul la care se gândește mintea fiecărui individ în parte. Nu discutăm acum despre ceva ce poți sau nu să folosești după cum crezi de cuvință, ci despre ceva ce folosești în fiecare zi a vieții tale, fără să te poți abține. E o parte din tine, de fapt, te formează. Această minte universală nu știe de mare sau mic, de bogat sau sărac, de măreț sau insignifiant. Se dăruiește în funcție de nevoi și creează conform dorinței. Creează pentru tine, chiar în acest moment, exact ceea ce gândești. Ia-o, dacă vrei, ca pe o uriașă canistră de plastic ce conține toată energia, toate cunoștințele și toată substanța. consider o un medium care reacționează doar la gânduri, în măsura și în funcție de felul în care gândul respectiv e accelerat de convingere. Am putea avea, deci, o formulă simplă ca aceasta. Gând plus convingere egal manifestare. Trăiești și ai parte de manifestarea propriilor convingeri. Oricum, deși mintea conștientă își dorește succesul, dacă declanșatorii subconștientului cred că asta e imposibil, atunci gândirea noastră emoțională se îndreaptă spre eșec și eșec va obține. Acel lacăt care oprește realizările și fericirea înseamnă existența în minte a declanșatorilor subconștienți ce transformă persoanele libere în roboți. Expunerea subconștientului Deși hipnotismul ca știință e abia la începuturile sale, ilustrează perfect puterea remarcabilă a minții subconștiente și felul în care aceasta operează doar prin sugestii. Hipnotizatorul, prin metodele sale de a adormi mintea conștientă, îndepărtează controlul pe care mintea conștientă îl are asupra minții subconștiente. Când pacientul se află în somn hipnotic, acționează în funcție de sugestiile făcute de hipnotizator, de parcă ar fi reale, pentru că în acel moment hipnotizatorul ia locul minții conștiente. Hipnotizatorul spune: nu-ți simți mâna dreaptă și pacientul nu-și va mai simți mâna dreaptă. Acest anestezic e atât de profund încât depășește ca efect orice medicament cunoscut de știință. Hipnotizatorul poate să-i spună pacientului, când te trezești, o să număr până la 10, iar tu o să-ți pierzi treptat auzul, astfel că atunci când ajung la 10, nu o să mai auzi nimic. Când încep să număr înapoi, de la 10 la 1, îți vei recăpăta treptat auzul, astfel încât când ajung la 1, auzul tău îți va reveni în întregime. Aceasta este o sugestie post-hipnotică. Pacientul s-a trezit, hipnotizatorul numără până la 10, iar pacientul își pierde treptat auzul. La 10 se trage cu o armă în spatele pacientului și nici măcar un singur tremur nu indică faptul că a auzit zgomotul când hipnotizatorul numără înapoi până la 1, pacientul își recapătă cu totul auzul. Așa lucrează divina minte subconștientă. Acesta este doar un singur exemplu de miracol pe care îl poți face pentru tine. În cazul tău, mintea conștientă poate lua locul hipnotizatorului, iar puterea ta crește de sute de ori pentru că lucrezi asupra propriilor dorințe. Dizolvarea declanșatorilor tăi negativi Pentru început, trebuie să ne concentrăm pe îndepărtarea declanșatorilor negativi din mintea subconștientă și pe instalarea în locul lor a unui grup de declanșatori pozitivi care ne vor conduce pe drumul obținerii a ceea ce dorim și al fericirii. Nu e nevoie de o procedură specială pentru a îndepărta acești declanșatori negativi. Cum pozitivul va înlocui negativul, tot ce e nevoie să facem este să instalăm în subconștient un set de declanșatori pozitivi. Existența acestora va disipa toți declanșatorii negativi și va permite individului să-și dezvolte la maximum această putere. De exemplu, dacă ești mai mereu bolnav, drumul spre vindecare prin căutarea în mintea subconștientă a declanșatorilor care cauzează boala este unul lung. Mai bine, instalezi un declanșator care să-ți spună că e normal să te simți bine, că sănătatea și vigoarea sunt drepturi din naștere pe care le are orice om, că tu existi într-un mediu spiritual perfect, iar corpul tău, ca manifestare a acelui mediu spiritual, e și el perfect. Odată ce acest declanșator pozitiv e complet instalat în subconștient, declanșatorul de boală negativ va păli și va dispărea. Bineînțeles că e de mare ajutor să înțelegi originea circumstanțelor negative din viața ta, cauza tuturor acestor păcate și pedepse. Pentru că raiul și iadul sunt în tine, iar răsplata și pedepsa sunt simple cauze și efecte ale utilizării mărețelor legi spirituale care guvernează viața. Intuiția. S-a stabilit de mult că principalele compartimente ale minții umane sunt memoria, motivația și imaginația. Cu toate acestea, acești trei factori mentali luați împreună au eșuat în definirea întregii personalități umane, conducându-i pe psihologi către concluzia că n-au fost studiați toți factorii minții umane.